Bună frumoșilor și bine ați revenit la mine pe vlog, mă numesc Izabela și în caz că nu știați, vlogul meu se numește Devină este Iza. Vedeți acolo jos în descriere. Despre ce o să vă vorbesc astăzi este despre multe dulciuri cu care v-am amenințat și pe Facebook și v-am spus că urmează un vlog în acest sens. Dacă o să vă placă ce vedeți astăzi și apropo o să am un invitat surpriză, nu este chiar atât de surpriză, m-ați mai văzut cu persoana respectivă și o să înțelegeți și de ce m-ați văzut cu persoana respectivă, o să vă rog să faceți următoarele lucruri. 1. Like, 2. Share și 3. De ce nu să vă abonați. O să mă ajute super mult și așa că rămâneți cu mine. Până vine invitatul surpriză, o să vă spun unde se găsesc aceste dulciuri, într-un magazin, bineînțeles, pe care îmi doream super mult să-l vizitez, deoarece îmi zicea fratele meu de el și mi se părea că arată ca un rai al dulciurilor. Așadar, o să vedeți cât de multe chestii găsiți acolo și rămâne să-mi spuneți ce părere aveți. Ta-da! A venit invitatul surpriză despre care vă povesteam, ea este Iulia! Bună, ce faceți? Este prietena mea cea mai bună, bineînțeles, și ați văzut-o prin toate filmările, Instagram, Facebook, postări, poze și toate nebuniile. Spuneam că am mers la magazinul acesta care se numește Quick Deli. Iulia, ce poți să ne zici despre Quick Deli? De când este? În primul rând a fost o idee bună să își mergem la acest magazin de dulciuri, pentru că noi de obicei încercăm toate prostiile de pe piață, așa că eram foarte încântate să ajungem în acest loc. Magazinul se numește Quick Deli, este din 1994 pe piața din România. Este un magazin micuț și ceva mai aglomerat. La acest magazin, pe lângă produsele americane, găsești și produse europene, de la paste, cafea, până la produse de igienă. O să vă arătăm pe parcursul vlogului și care sunt costurile pentru aceste produse americane și o să lăsăm la aprecierea voastră cât sunteți dispuși să cheltuiți. Bun, noi ce încercăm să facem acum este să vă creăm o imagine cât mai amplă și reală asupra ceea ce am găsit acolo despre magazinul Quick Deli, care se află pe strada Leonida numărul 1. Pentru cei care sunt din București, cum veniți dinspre Mihai Eminescu și treceți de teatrul Metropolis, în maximum 30 de secunde o să-l vedeți. Ce mi-a atras mie atenția a fost diversitatea de cereale pe care le vezi acolo și le vezi doar în filme. Filmele alea americane, bineînțeles. Eu una nu le-am încercat până acum, însă promit că la următorul salariu o să merg să-mi iau cutia de aia mare, atât de mare, mare, mare. Cât am fost în magazin, am fost undeva pe timpul zilei, lumea tot intrau și erau persoane de toate vârstele. Cât am stat noi în magazin, cu siguranță clienți erau și achiziționau mai multe produse, deci nu duc lipsă momentan de clienți. Chiar dacă produsele pentru produsele americane sunt ceva mai costisitoare decât produsele. Motivul pentru care facem acest vlog este pentru că, în primul rând, mi se pare interesant că există acest concept de produse americane și, în al doilea rând, și nu numai, este că ne dorim să susținem business-urile mici și nu numai, mai ales în perioada aceasta de pandemie. Este o perioadă în care ar trebui să ne ajutăm reciproc, măcar cu o recomandare. Poate acea recomandare va conta pentru mici antreprenori. Unde am plecat? Unde am plecat? În oraș, ca fetele. Ce facem acolo? Mergem să vedem ce se întâmplă în lume. Aici trebuie să ne uităm, știi? Mergem la Quick Deli, se numește magazinul, să ne luăm chestii bune cu care să ne îngrășăm din America. Deja sună bine. Am uitat să vă zic că Iulia poartă pe ea o fustă pe care ea a făcut-o singurică. Dacă vreți să vă croiască chestii, contactați-mă și vă dau contactele ei. Yes. Cred că o să facem stânga, nu? Și ajungem la raiul dulciurilor. Unde este? Nu știu nici unde este. Este prima oară când merg acolo. Mulțumesc, bro, pentru tip and tricks. Și o să descoperim ceva dulce și bun. Și nu este foarte departe de teatrul Metropolis. Este la fix un minut, credeam că o să mergem mai mult. Și stați așa să vi-l arăt. Am făcut dreapta, cum v-am promis, și ăsta este magazinul. O să intrăm și o să întrebăm mai întâi dacă putem filma înăuntru. Revenim cu detalii. Dacă nu, o să vă povestesc
ce am cumpărat și cât de bune au fost. Ce ai găsit aici? Am găsit candy spray. Și ce face? Îi dai un spray în gură și... delicios! Ce ai mai găsit tu aici? Mi-ai păstere ca să pui pe clătită dimineața când duci micul dejun la pat. Și cât e halatul? Cât costă? 29,90. Scump, doamne, scump. Dincolo era mai ieftin. Peanut butter. 18 ea se bucură la lieci și șobolani. Și aparent și pisici. Lieci acre. Acre. Pisici acre cu lieci acre și șoareci tot acre? Da. Yay! Mari and Hana. Cine este această Mari and Hana la 14 lei. Sunt în dubii. Mi-aș lua această ciocolată cu cannabis și cu harta Amsterdamului. Nu știu ce să fac. Ce am găsit noi aici? Bottle cap. Ce fac astea? Pentru momentele în care vrei să fii niște capace noi. Ia te uită. Ce e asta? Gumă de mestecat pentru liga cea mare. Aici. Este beef jerky. Așa? Și? Este... cât costă? Care costă 8,50 lei, pare. Ăsta mare? Cel mic e 17,50 lei, cel mare. Adică... smoked snack stick. Adică este făcut ăsta din carne de porc, carne de porc uscată. Ia, stai să vedem de aproape cum arată. Așa arată. O fi bun? N-o fi bun? Încercăm? Nu încercăm? Nu aș încerca. Nu încercam. Bine, dar să știți că găsiți aici la Quick Deli. Am găsit o vată pe băț, dar nu este pe băț. Este în pungă. În bețe? Apa nu. În bețe? Nu, este doar o vată întreagă în pungă. O vată întreagă în pungă și asta cât costă? 16,50. 16,50, să nu credeți că vă mint. Snowballs. Astea cât sunt pisic? N-au preț. Ba da? Să nu credeți că vă mințim. 19 lei. Noi acum
acum o să vă lăsăm pentru că ghiciți ce? Avem o treabă super urgentă. Ce treabă? Să mâncăm. Da! Ce mâncăm? Niște super burgeri la un super local. Am câștigat un giveaway și despre care o să vă povestim în următorul vlog. Și apropo de giveaway, urmăriți-mă în continuare pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, mă găsiți cu același nume, Devină Esteiza, link-urile sunt jos acolo, deci nu le evitați deloc, pentru că ghiciți ce? O să vă coc ceva și nu o prăjitură, dar un giveaway. Rămâneți aici! Și acum aș vrea să vă întreb, cum vi se pare această idee de a susține micile afaceri, mai ales în perioada de pandemie și nu numai, și ce afaceri mici știți care ar trebui susținute? Lăsați-mi în comentarii și chiar aș vrea să fac mai multe videouri în acest sens.